Cătălin Vasiliu a bifat 3 hat-trick-uri pe parcursul sezonului de toamnă în prima etapă cu Voința Stroiești, reușind să înscrie chiar de 4 ori. Pe poziția secundă, în ierarhia celor mai prolifici jucători din Liga a 4-a, se află Andrei Trofin. Componentul formației Moldova Drăgușene a marcat 15 din totalul de 32 de goluri reușite de echipa sa. Ocupanta locului secund în campionatul județean, Bradul Putna, se poate lăuda cu cea mai bună ofensivă, 47 de goluri în 14 meciuri. La această statistică au contribuit cel mai mult Tomescu, cu 13 goluri, și Martinescu, autor a 10 goluri. Ceilalți jucători care au arătat un mare apetit ofensiv în sezonul de toamnă al Ligii a 4-a sunt Petru Scutelnicu de la Viitorul Liteni cu 9 goluri, Dan Bostan de la Minerul Iacobeni, Ionel Stoian de la Progresul Frătăuții Vechi și Lucian Cutaș de la Sporting Arbore, ultimii 3 cu câte 8 reușite personale.